Bun găsit tuturor! Sunt Alexandra Blejan și vă invit să luați parte la a cincea ediție a emisiunii Student Focus. Astăzi ne aflăm la biroul de orientare în carieră a studenților, consiliere psihologică și alumnii și vom vorbi cu invitații mei. Desigur, și studenții vor lua parte la discuție, așa cum v-ați obișnuit deja. Schimbăm locația de fiecare dată și, desigur, și tema discuțiilor în cadrul emisiunilor Student Focus. Astăzi vorbim cu doamna conferințiar universitar dr. Blanca Grama, director al biroului de orientare în carieră a studenților, consiliere psihologică și alumnii, pe scurt, al Centrului de Consiliere. Bună ziua, bine ați venit! De asemenea, cu domnul Cătălin Bercu, specialist resurse umane, manager HR în cadrul companiei Compa, psiholog și trainer de asemenea. Și cu Dominic Tudor, student în anul 2 la Facultatea de Psihologie, implicat în o grămadă de acțiuni de voluntariat, dar și președintele Asociației Studenților în Psihologie Sibiu. Astăzi vorbim despre orientarea în carieră. Este un segment foarte important și cred că orice student are nevoie de aceste discuții, de a afla cât mai multe informații și mai ales orice licean cred că are nevoie să știe spre ce se îndreaptă în viața lui. Pentru că avem nevoie de detalii, tocmai de aceea ne aflăm astăzi aici. O să încep discuția cu doamna director, doamna Blanca Grama. Spuneți-mi care este scopul centrului de consiliere pe care îl conduceți. Acest centru de consiliere face parte dintr-un cadru puțin mai larg. Este vorba de biroul de orientare în carieră a studenților, consiliere psihologică și alumni. Am dorit de la început să fac această specificație, întrucât specificul activității noastre este atât de consiliere vocațională, cât și de consiliere psihologică și avem un segment alumni care se adresează absolvenților. Scopul centrului de orientare vocațională este de informare, de informarea studenților vis-a-vis de ceea ce înseamnă piața muncii, vis-a-vis de ceea ce înseamnă dinamica pieței muncii. Este de consiliere vocațională, care se adresează atât celor care deja au ales un traseu profesional, că poate vi se pare impropria această consiliere vocațională, având în vedere că majoritatea sunt deja studenți exact. Și au deja traseul profesional, traseul vocațional, într-o oarecare măsură ales. Dar obiectivele sunt și de ceea ce înseamnă a evalua sfera intereselor, evaluarea aptitudinilor, evaluarea și structurarea unui plan de carieră pentru fiecare student în parte. Pe mine mă interesează ce fel de studenți beneficiază de această evaluare, adică cei din anul întâi sau ne adresăm tuturor studenților. Ne adresăm tuturor studenților din Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, atât de la forma de zi, cât și de la forma de idee, atât celor care sunt la domeniul de licență, cât și celor care sunt la master. Este interesant de știut cum ajung studenții să colaboreze cu dumneavoastră. Ei sunt cei care vă apelează sau deja sunt informați de la universitate? Atât universitatea, în special prin tutorii de an, sunt cei care informează pe studenți vis-a-vis de serviciile pe care noi le putem oferi, dar și studentul ni se adresează în mod direct. În cadrul acestui birou de orientare în carieră, consiliere psihologică și alumni, avem practic structurate trei mari centre. Este centrul de consiliere vocațională, consilierea psihologică și centrul alumni pentru studenți. Studentul care dorește o orientare vocațională ni se poate adresa și în mod direct. În același timp există o adresă de mail, există site-ul la care studenții din ULB au acces și atunci ei ni se prezintă nouă cu solicitările aferente. Deci se prezintă. Cam se câți prezintă. Studenți vin la această consiliere? Dacă discutăm despre consiliere vocațională, consiliere vocațională individuală, în anul trecut am avut în jur de 400 de studenți. Dacă discutăm despre ceea ce înseamnă consiliere vocațională de grup, și acolo numărul este destul de crescut. Consilierea psihologică este un pic la început, întrucât am structurat-o doar de undeva din noiembrie 2012, iar accesul studenților este nu chiar cu o afluență atât de mare. Dar ce, sunt sceptici sau? Pot să spun că într-o oarecare măsură, da, este problema și vis-a-vis de ceea ce înseamnă mentalitatea lor, este deschiderea pe care ei ar trebui să-și ofere vis-a-vis de ceea ce înseamnă această consiliere psihologică. Ele se leagă, cumva? Se leagă într-o oarecare măsură, da. Noi ne-am focusat în special pe ceea ce înseamnă această consiliere vocațională și încă o dată spun pe evaluarea intereselor, pe evaluarea aptitudinilor și în special pe ceea ce înseamnă construirea unui plan de carieră. Pentru că studentul, de fapt, asta are nevoie. Să înțeleagă că cariera se construiește pe tot parcursul vieții. Este un proces de învățare, este un proces de muncă continuă și în contextul actual este într-o continuă dinamică.
Patricia Mihalache, o să-mi dă mai multe detalii, pentru că a beneficiat de un astfel de workshop pentru orientarea vocațională. Bună, Patricia, bine ai venit! Bună ziua, sunt studentă la Facultatea de Drept și la cea de Științe Economice, la forma de învățământ zi, la Universitatea Lucian Blaga. Vreau să îmi spui cât de mult te-a ajutat acest curs de orientare vocațională. Acest curs m-a ajutat foarte mult, m-a făcut să am o perspectivă mult mai largă în ceea ce privește acest domeniu și de asemenea pot spune că orientarea către cele două facultăți a fost din inițiativă proprie, dar și din experiențele unor membri ale familiei foarte dragi. Bun, tu faci dreptul și? Și științele economice. Și științe economice. Două domenii destul de diferite, dar în același timp, spunem, în urma discuțiilor la biroul de cercetare, de orientare vocațională, vreau să-mi spui ce ai descoperit. Trebuie să le urmezi pe amândouă? Da, am descoperit că pot să le urmez pe amândouă foarte bine, că acestea au un punct comun, un punct de interes comun și de asemenea m-a ajutat să înțeleg că cel mai important în viață este să ai un model de urmat. Mulțumesc foarte mult, o să mai discutăm cu studenții, dar acum aș vrea să vorbesc cu domnul Cătălin Bercu. Este aici să ne spună, în primul rând, de ce avem nevoie de o astfel de consiliere vocațională. Înțeleg, studenții poate că uneori nu se gândesc, vin la facultate și se gândesc că este bine să urmezi, de exemplu, Facultatea de Științe Economice sau de, nu știu, Finanțe Bănci, da? Specializarea. Dar nu neapărat pentru că vor acest lucru. Este adevărat. În sistemul nostru educațional, nu totdeauna elevii, studenții își aleg singuri ceea ce vor să urmeze sau, mai degrabă, nu totdeauna își aleg, ci sunt împinși pe un drum. Lucrul ăsta se întâmplă, din fericire, din ce în ce mai puțin, dar, deocamdată, pot să spun că nu suficient. Consiliera... Asta ce înseamnă? Unde nu se întâmplă? În licee sau în facultăți? Sau pur și simplu ei nu accesează astfel de... Ca să fiu foarte sincer, nici în licee și nici în facultăți. Nu se face suficient. Cunosc alte sisteme educaționale din alte țări, din alte culturi, unde consilierea vocațională, pardon, se face încă de la școlile clasele foarte mici, din școala primară, chiar de la... Nu mi-aduc aminte de grădiniță, dar știu că așa am povestit cineva că se face în America în anumite sisteme de educație alternative, e adevărat. La noi aș merge cel mai mult pe partea de consiliere vocațională din liceu. Acolo ar trebui să înceapă cel mai târziu. În timpul facultății, în timpul studiilor universitare, trebuie în mod necesar să existe această consiliere vocațională în paralel cu atingerea vieții profesionale. Adică? Nu neapărat a profesa, pentru că cel mai important acum este, vorbim de perioada studiilor universitare, cel mai important acum este acumularea de cunoștințe, competențe teoretice. Dar trebuie să mergem la angajator, să mergem în câmpul muncii, cum există sintagma pe care o știm cu toții, și să luăm la cunoștință ce se întâmplă acolo. E important să ne implicăm în proiecte, da? Să facem o acțiune de voluntariat, desigur. Da. Acestea se pare că sunt foarte importante, dar ce se întâmplă dacă un student descoperă că nu este pe calea cea bună? Că nu s-a orientat corect, să spun așa. Asta ni se întâmplă oricând și în viața obișnuită pe care o avem, să ne dăm seama că am pornit pe un drum și că, de fapt, nu ne îndreptăm acolo unde ne-am propus. Luăm măsurile necesare și schimbăm. Atât cât se poate, mai radical sau mai puțin radical, dar este necesară schimbarea respectivă. Dacă n-am fost informați bine înainte, dacă cineva ne-a împins de la spate, dacă nu este alegerea noastră, dacă ne dăm seama că nu ajungem acolo unde ne imaginam noi că trebuie să ajungem, trebuie să schimbăm. Nu este nimic greșit să o luăm de la capăt, nu? Nu este nimic greșit să o luăm de la capăt, în niciun caz, dar mai mult decât atât, nu trebuie să o luăm de la capăt. Ce am acumulat până la momentul respectiv nu trebuie să dăm la o parte, să ștergem ca și cum nu s-ar fi întâmplat. E o experiență, sunt niște cunoștințe pe care le putem folosi. Gândindu-mă la discuția pe care urma să o avem astăzi, dimineață, mi-am dat seama că
Eu de-abia anul acesta, 2014, care de-abia a început, folosesc niște cunoștințe pe care eu le-am învățat acum circa 10 ani. Adică, dați-ne mai multe detalii. Eram la începutul carierei mele, eram într-o altă companie, similară cu cea în care activez acum, și nu eram un responsabil de activitate de o anumită bucată de resurse umane, nu vreau să intru în detalii acum, dar am fost curios să văd cum se întâmplă. De lucrurile respective nu m-am folosit niciodată până acum, până săptămâna trecută, când a trebuit să rememorez niște lucruri, să-mi aduc aminte cum se întâmplau. Bineînțeles, cu trecerea anilor s-au mai schimbat lucruri, a trebuit să mai caut, să mai documentez, am adaptat ușor, dar informațiile le aveam și nu a trebuit să mă documentez, să stau 3 zile pe internet, să googlesc informații, când eu deja știam ceva și am știut de unde pornesc. Mi-a luat jumătate de oră în loc de 3 zile. Iată, deci niciodată nu e prea târziu și de fiecare dată avem nevoie de tot ce învățăm în viață. Exact. Dacă vrem să ne întoarcem la ceea ce înseamnă consiliere vocațională asta, bineînțeles că există instrumente și instituții care poate să o facă într-un mod foarte riguros, dar este datoria noastră a fiecăruia să ne facem singuri și să ne informăm. Pe exemplu pe care l-am dat cu mine este că m-am informat de anumite lucruri la momentul respectiv, nu am ales calea respectivă, dar mai târziu a putut să-mi fie de folos. Iată, încă un exemplu bun, sigur. Da, exact. Aș dori să completez ceea ce spunea colegul meu, Cătălin. Consilierea vocațională este un element central pe care noi în ULB să-l dezvoltăm. Este o componentă, dacă doriți, în ceea ce înseamnă și gradul de angajabilitate al studentului. Cătălin sublinia foarte bine ceea ce înseamnă experiență și schimbare. De fapt, studentul și nu numai studentul și absolventul trebuie să știe că el în universitate își începe cariera, dar și-o construiește pe parcurs, acumulează experiența, trebuie să se adapteze schimbărilor. Și, de fapt, cariera este în mâinile lui de la început. Dacă până în anii 90 cariera era construită de organizația în care lucram, acum noi trebuie să ne organizăm cariera și să fim dinamici în ceea ce înseamnă această piață a muncii. În termen de specialitate se folosește acest termen de flexicuritate, acel raport între flexibilitate și securitate dintre angajat și angajator, pe care noi, prin orele de consiliere vocațională, încercăm să-l transmitem studenților. Deci bagajul cu care ei pleacă de aici, trebuie să fie și un bagaj motivațional și să fie conștienți că, de fapt, ei sunt stăpâni pe atitudinile lor, pe valorile lor, pe interesele lor. Pentru că tocmai despre aceste proiecte, despre această implicare vreau să discutăm, aș vrea să vorbesc cu Dominic. Dominic este student în anul 2 la Facultatea de Psihologie, am spus, da? Mă interesează, fiind președintele Asociației Studenților în Psihologie din Sibiu, ce proiecte derulați și mai ales cu ce se ocupă această asociație? Asociația reprezintă am vrea să fie un liant între mediul academic și mediul profesional. Acolo este primul loc în care studenții, noi, am putea să căpătăm experiența relevantă pentru câmpul muncii. Muncă de echipă, nu știu, să încercăm să avem diferite proiecte care le organizăm cu cunoștințele pe care le avem. Bineînțeles că totul se dezvoltă în timp. Printre cele mai interesante proiecte care le desfășurăm în momentul de față, Hai la Psiholog este un proiect de tradiție în care încercăm să aducem specialiști din domeniul nostru care activează deja în câmpul muncii. Vorbeam mai devreme despre faptul că studenții sunt sceptici. Nu prea vin la Da, psihologică. Momentan suntem așa împărțiți și nu toți sunt dispuși să facă ceva extra. Nu văd beneficiul pe care l-ar avea pe viitor. Dar care este beneficiul? Păi ar fi pe lângă experiența care uneori ar trebui să nu ai șansa. În un mediu profesional câteodată nu ți se acordă dreptul la greșeală. Noi acolo încă putem greși. Experimenta și este un mediu informal. Deci nu există restricții, nu suntem presați de timp.
putem aborda totul mai ușor. În mediul profesional ești acolo, trebuie să funcționezi după anumite reguli, după ce ți se impune. Cu alte cuvinte, vorbim despre practica, da, care discutam și mai devreme. Exact. Este un alt fel de practică în cadrul asociației. Alte proiecte? Noi facem parte și din Federația Cognosis. Este o federație compusă din cele 5 centre universitare care sunt primele în domeniul psihologie, din București, Cluj, Iași și Timișoara. Și avem câteva proiecte naționale care le desfășurăm. Exchange, mobilități, în principiu, reprezintă schimburi de experiență între centrele universitare. Plus InfoStud, care se desfășoară tot așa la nivel național, în care specialiști din domeniul nostru vin și ne explică și ne spun direcțiile în care ne-am putea îndepta în domeniul nostru. Cu alte cuvinte, toate proiectele acestea le realizează studenții. Ei sunt implicați, da, exact, și pe lângă faptul că muncesc în proiecte, beneficiază de experiența acestor proiecte. Vreau să vorbesc și cu studenți care au participat la astfel de proiecte de toate felurile, și de voluntariat, dar și în cadrul asociațiilor. O să vorbesc acum cu Irina Nemes, una dintre studentele care au făcut practică încă din timpul facultății. Bună ziua, bine ai venit! Spune mai multe detalii despre proiectul la care ai luat parte. Bine v-am găsit! Sunt studentă la Facultatea de Științe Agricole, Ingineria Mediului și Protecția Mediului în Agricultură. Am luat parte anul trecut, la sfârșitul anului 2, la un proiect național care s-a desfășurat la Centrul de Cercetare al Plantelor Medicinale, Biertan, un proiect coordonat foarte bine de domnii noștri profesori, pentru că am învățat foarte multe lucruri interesante pe care nu le știam și, practic, timp de o săptămână ne-au pus în poziția de angajați. A fost ceva interesant, am luat parte 5 zile la lucrări de laborator și tehnici de plantare și păstrare a plantelor medicinale. Am fost în jur de 50 de studenți de la cele două specializări ale noastre, Inginerie și Protecția Mediului în Agricultură și Montanologie. Mă interesează dacă simți că te ajută acest proiect, aceste 5 zile în care cred că ai avut o responsabilitate foarte mare. Crezi că te vor ajuta aceste zile pe viitor? Da, sigur. Mi-am dat seama, practic, de ceea ce se întâmplă sau ceea ce se va întâmpla după terminarea facultății. Am fost pusă în poziția de angajat și în domeniul pe care îl activăm noi, ingineria mediului și protecția mediului, și mi-a oferit o perspectivă mai largă în ceea ce privește domeniul acesta și ceea ce voi face după ce o să termin facultatea. Mulțumesc foarte mult, îți urez mult succes! Vorbim despre aceste proiecte și vreau să-mi spuneți, doamna Grama, dacă sunt și alte proiecte pe care Universitatea Lucian Blaga le desfășoară, special pentru studenții tuturor specializărilor. Acest centru se adresează tuturor studenților din universitate. Prin acest centru am și derulat și chiar implementat două proiecte de stagii de practică, în care studentul care intra în acest grup țintă beneficia atât de consiliere vocațională individuală, cât și de organizarea unor stagii de practică. De fapt, s-a urmărit această tranziție de la școală la viața activă, impactul pe care trebuie să-l aibă vis-a-vis de ceea ce înseamnă a sta câteva zile în câmpul muncii, de a lua o relație cu angajatorul și a vedea un pic care este atitudinea socială pe care de fapt trebuie să o avem acolo. Prin acest birou organizăm și internship-uri la diferite companii în funcție de solicitările atât ale angajatorilor cât și ale studenților. Pentru că ați menționat lucrul acesta, aș vrea să-mi spuneți diferența între un internship și un stagiu de practică. Stagiile de practică pe care studenții le-au urmat și pe care au fost urmate în general prin proiectele finanțate din fondurile europene sunt acele stagii de practică care sunt specificate în curicula universitară. Sunt orele de practică aferente specializărilor. Într-un internship, studentul derulează activități similare, dar pe o perioadă puțin mai lungă de timp. Dacă doriți, este ca un interviu prelungit în care studentul stă la o anumită companie 2-3 luni pe vară în funcție de disponibilitatea angajatorului.
Selecția este puțin mai mare, este un stagiu suplimentar de practică pe lângă cel stipulat în curricula universitară. Dar ambele tipuri de stagii sunt extraordinar de benefice pentru student, pentru că reprezintă o complementaritate cu ceea ce înseamnă consilierea vocațională. De fapt, noi asta urmărim, să-l dezvoltăm pe student, să-i dezvoltăm aceste competențe transversale pe care nu și le poate obține decât prin aceste stagii de practică. Și cred că și informația asta este foarte importantă și interesantă pentru studenți. De aceea vă invit pe toți să urmăriți un material foarte interesant despre un workshop care s-a desfășurat, un workshop special creat pentru studenți pentru a învăța cum să utilizeze bazele de date științifice. Ne întoarcem imediat. De ce ați adus astăzi pe studenții dumneavoastră la un astfel de workshop? Este o oportunitate pe care Universitatea Lucian Blaga le oferă prin această sală de internet a bibliotecii universitare. Există în domeniul științei câteva principii după care ne conducem. Informația primară, să spunem, sau informația este adunată și suntem îndreptați întotdeauna către surse primare de informare pentru a putea ajunge la nivelul actual al cunoașterii. Studenții au foarte multe proiecte de realizat, aproape la toate disciplinele. Prin urmare, pot beneficia de această sursă foarte prețioasă de informare. Care a fost feedback-ul venit din partea studenților odată cu această propunere? Feedback-ul este numărul studenților din sală, prin urmare feedback-ul pare a fi foarte bun. Vedem după finalizarea workshop-ului. Ce te-a determinat să particip la un astfel de workshop? Am venit aici în interesul meu, pentru că sunt studentă, pentru că am nevoie de accesul la bazele de date. Suntem trimiși la bazele de date pentru a rezolva anumite proiecte, avem nevoie de documentare. Este de important pentru tine un astfel de workshop? Este foarte important pentru că trebuie să învățăm să gândim critic, trebuie să vedem ce au studiat cercetătorii și să ne bazăm pe studiile lor, nu pe ce credem noi. Am văzut că este foarte util și am văzut că studenții au fost foarte prezenți la acest workshop. Vreau să-mi spuneți dumneavoastră mai multe detalii despre cât de mult îi ajută pe studenți să știe unde să caute, cu alte cuvinte. Acesta este un alt proiect pe care l-a inițiat Biroul de Orientare în Carieră a Studenților împreună cu Biblioteca Centrală Universitară, un proiect care se adresează studenților, în special celor de la domeniul de licență. Ne focusăm pe viitor pentru studenții din anul întâi, cum să acceseze bazele de date ale bibliotecii universitare. În cadrul acestui proiect, care cu surprindere și cu plăcere spun că are o deschidere destul de mare, listele sunt extrem de consistente vis-a-vis de studenții care doresc să se înscrie la acest proiect. Împreună cu specialiștii ai bibliotecii, studenții de fapt învață timp de 2 ore ce înseamnă de fapt să structureze, să caute într-o bază de date științifică internațională, să caute un articol și să-și folosească toate aceste competențe pentru temele de referat pe care le-au de încheiat și pentru lucrurile de licență. După cum vedem, poate părea foarte simplu și probabil că ne gândim că nu ar fi nevoie de un astfel de workshop. Dar mă interesează cât de mult te-a ajutat pe tine, Dominic, pentru că știu că ai participat la workshopul acesta și mă interesează în domeniul tău, pentru specializarea ta, cât de important a fost acest workshop. A fost foarte important pentru că aceste baze de date au un volum imens de informație. Și acest workshop ne-a direcționat într-un fel în a găsi mai ușor materiale și articole științifice relevante pentru domeniul nostru. Pentru că este un anumit know-how, bineînțeles, care ne-a fost împărtășit la workshop, cum ajungem la materialele importante pentru noi. Pentru că sunt combinație de cuvinte cheie, baze de date, ani, sunt multe criterii după care putem face o căutare relevantă. Un alt, sigur, dacă doriți să completați... Da, probabil că proiectele pe care le facem noi prin acest birou vi se par foarte variate, dar de fapt să știți că toate nu fac nimic altceva decât încearcă să-l construiască pe student, în așa fel încât în momentul în care finalizează studiile, noi spunem competențele lui să fie
cât mai, la un nivel cât mai ridicat. Și să fie ei cât mai deschiși. Și să fie ei cât mai deschiși și cât mai mulțumiți și cât mai, cât mai hotărâți în, în structurarea planului lor de carieră. Un alt proiect foarte interesant mi s-a părut Breakfast for Brains. O abordare interesantă. Vreau să-mi spuneți mai multe detalii despre această formulă nouă. O să vedem imediat și înregistrarea și câteva imagini de acolo, dar spuneți-mi dumneavoastră cum ați creat această întâlnire. Tot ca un segment a ceea ce înseamnă activitatea acestui birou, noi, printre alte activități, avem și prezentare de companii. În această prezentare, deschiderea participării studenților este mai mare sau mai mică. Am încercat să structurăm acest concept într-un alt veșmânt, într-o altă îmbrăcăminte, în așa fel încât companiile care doresc să prezinte serviciile lor studenților să-l facă acest lucru sub forma unui mic dejun, Breakfast for the Brain, în care la un croissant, la o cafea, la un ceai, reprezentanții ai companiei respective să discute cu studenții interesați vis-a-vis de ceea ce înseamnă a fi angajat în acea companie sau despre proiectele companiei respective. O întâlnire puțin mai personală decât cea care se obișnuiește. Da, o întâlnire mult mai apropiată a studentului față de angajator și implicit angajatorului față de student. Pentru că la o cafea povestim multe, nu? Exact, și tocmai de aceea vă invit pe toți să urmăriți ce s-a întâmplat la Facultatea de Inginerie. O să vedeți că, într-adevăr, studenții au fost numeroși și au fost foarte încântați de această idee. Mi se pare un concept foarte bun pentru studenții noștri, pot să afle mai multe despre fabricile din Sibiu, mai ales că această firmă este și în domeniul nostru, mecatronică, și avem oportunitatea de a afla mult mai multe despre această fabrică. Și nu ți se pare un cadru diferit, ciudat, faptul că vă abordează la mic dejun? Este o atracție pentru noi studenții. Cum ți se pare conceptul? Da, e foarte atrăgător, mai ales pentru noi. E un concept bine gândit, eu zic. E o atracție pentru studenți și e un concept bun. Mi se pare interesant să vin aici, pentru că unde altundeva decât la noi acasă, la Facultatea de Inginerie. Ca să ne facă să ne simțim ca acasă și să ne deschidem în fața lor, să discutem mai frumos cu noi și mai informal, mi se pare că e mai bine așa, că dacă vin și doar îți prezintă, nu te atrag așa. A avut și mai mulți oameni la întâlnire și după ce au luat micul dejun așa, chiar s-au discutat diverse subiecte despre ori de roboți, ori de... Na, depinde. Și mi s-a părut că a fost bine că i-a și reunit pe toți din toate domeniile. A fost ok. Un concept nou. Nimeni n-a încercat lucrul ăsta până acum, dar având în vedere că este o companie nouă, n-am auzit până ieri de ea, este un concept care văd că atrage. O grămadă de oameni care au venit să vadă oportunitățile de dezvoltare în companie. Cred că a prins metoda și rezultatele și în mâna mea și în mâna colegilor se văd. Dar totuși așteptăm de la ei un interviu sau măcar să ne prezinte mai în detaliu firma. Am văzut că angajatorul are tot felul de idei, dar și angajații sau actualii studenți următorii, viitorii angajați, sunt destul de pregătiți, spun eu, pentru a fi oamenii de bază ai societății. O să vorbesc acum cu o absolventă de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, cu Andreea Zăgărin. Bună, bine ai venit! Bine v-am găsit! Vreau să-mi vorbești despre experiența ta din timpul facultății, pentru că ai participat și la consilierea profesională, pentru că înțeleg că deja ești angajată. Spune-mi cât de mult te-a ajutat practica din timpul facultății, toate aceste ore de consiliere și cum ești acum, cum te vezi prin prisma acestor experiențe. Da, mulțumesc pentru invitație. În acest moment eu sunt HR consultant în cadrul unei companii de recrutare, Manpower. Am participat la un program complex de consiliere în carieră. Mi s-a făcut o evaluare foarte complexă prin care am devenit conștientă de fapt de interesele mele, de competențele pe care le am și astfel cum pot să le utilizez ca mai apoi să mă îndrept către un job, către a obține un loc de muncă. De asemenea, stagiile de practică la care am participat m-au făcut să devin mult mai activă. Am fost implicată în proiecte în care am fost pusă eu în postura unui angajat care urma să interacționeze, care a interacționat cu angajații. Aici mă refer în domeniul resurselor umane. Am făcut o practică într-o fabrică și astfel m-am întâlnit mai devreme cu ceea ce urma să fac mai apoi. A fost o trecere care cred eu că a fost foarte, foarte importantă, iar consilierea de care am avut parte a fost benefică în acest sens.
Mulțumesc foarte mult! Iată, avem studenți foarte deschiși să ia parte la proiecte. O să vorbesc acum cu domnul Cătălin Bercu, pentru că pe lângă job înțeleg că sunteți psiholog de profesie, da? Și trainer personal, dar și profesional. Adevărat. Cât de importantă este dezvoltarea personală înainte să ne dezvoltăm profesional? Este primul pas pe care îl facem, dezvoltarea personală. E adevărat că logica timpului, dezvoltarea profesională vine după, numai că trebuie să le pregătim în paralel, începem cu cea personală și apoi se suprapune cea profesională, iar procesul este lifelong. O facem toată viața. Ne dezvoltăm atâta timp cât trăim. Atâta timp cât muncim, trebuie tot timpul să avem înclinația asta spre a învăța mai mult și spre a ne dezvolta, pentru a fi mai buni, mai eficienți. Știu că voluntar faceți training-uri cu studenții în facultăți. Vreau să-mi spuneți cât de activ sunt ei, cât de mult participă la astfel de training-uri. Îmi place să spun că din ce în ce mai mult. La început participau puțini și umblam după ei prin facultăți și aduceam cu profesori de la cursuri și de la seminarii, dar acum încep din ce în ce mai mult să vină și din propria lor inițiativă. Trebuie să mergem înainte cu activități de acest gen pentru ca ei să fie obișnuiți că le folosește. Trebuie să simtă că venim în întâmpinarea lor cu informații și cu lucruri care se aplică practic și să simtă că au o finalitate. Așa o să fie și motivat să vină mai mult. În felul acesta, poate că și în licee se va dezvolta ceva mai puternic. Credeți că este important? V-ar ajuta mai mult încă din licee, cum spuneați la început, să se facă o astfel de nu știu, obișnuință să existe traininguri? Ați fi dispus să mergeți în licee? Eu da, cu siguranță. Aș merge și voluntar și cu siguranță mai știu și alți prieteni ai mei care ar face cu cea mai mare plăcere. Trebuie să deschidem sistemul de învățământ ca să putem să facem asta într-un mod mai riguros și nu doar ocazional. Susțin workshop-urile respective atâta timp cât există și interes din partea studenților, a elevilor și a profesorilor respectivi. Și în felul ăsta noi căpătăm foarte multe avantaje. Noi ca și, să zic, piața muncii pe care activăm cu toții, de o parte sau de alta, ca angajator, ca angajat sau mediator, pot să vorbesc din toate punctele de vedere în același timp, este un avantaj pentru că suntem mai informați și știm exact cine suntem, ce vrem și așa unde vrem să ajungem. Care este viziunea studenților la început când vin asupra relației angajat-angajator? Din păcate, îmi pregăteam un răspuns mai politically corect, dar vreau să exprim și realitatea în același timp. Din păcate, viziunea lor nu este prea apropiată de realitate. Adică nu conștientizează legăturile practice care se întâmplă între angajat și angajator. Ca exemplu, dau doar perspectiva angajatorului. Eu, ca angajat, mă raportez la cel care am o relație de muncă ca angajator. Dar, de fapt, cine este angajatorul ăsta? Angajatorul respectiv este o companie, o firmă, o putem să-i spunem oricum. Numai că respectiva organizație, ce este ea de fapt, că ea mă angajează pe mine, este făcută din oameni. Dacă oameni n-ar exista, organizația respectivă n-ar exista. Într-adevăr, mai sunt și altele, foarte adevărat, dar primordial sunt oamenii. Iar prima relație pe care eu o am ca angajat cu angajatorul respectiv este relația umană, de a ne cunoaște. Și în felul ăsta, ca ei să nu mai fie speriați, nu? Că pot să existe astfel de teme. Întotdeauna când sunt în fața studenților, prefer să mă ridic din fața lor și să merg între ei, ca să le vorbesc, cu un microfon în mână sau trăgându-i de o mânecă sau de cealaltă, ca să simtă că eu sunt reprezentantul angajatorului care vin și vorbesc cu ei, dar sunt un om la fel ca și ei și că nu trebuie să existe respectiva teamă. Asta este primul pas, asta e prima viziune pe care eu am, și pe care împreună vrem să o schimbăm totdeauna. E foarte ușor de schimbat, se întâmplă imediat. În acest context, cred că vedeți semnificația stagiilor de practică, a internship-urilor și chiar și a proiectului Breakfast for Brain. Umanizăm un pic relația cu angajatorul, ceea ce este foarte important. Mi-ar plăcea să văd cât mai multe proiecte în felul acesta și ca angajatorul să vină în cât mai multe formule acasă la student, așa cum s-a întâmplat data asta. Pregătiți și altfel de proiecte?
Dumneavoastră ați văzut proiectele de săptămâna trecută. În cadrul departamentului există astfel de proiecte și de prezentare de companii și training-urile pe care le fac colaboratorii noștri, că lucrăm pe activități de voluntariat în mare măsură și pe colaborare, pe ceea ce înseamnă dezvoltare personală și cum să-ți construiești un CV, în așa fel încât deschiderea studentului să fie cât mai mare. Ne vorbim foarte mult aici despre dezvoltare profesională, despre ajutarea studentului, despre orientare în carieră, da? Dar ce urmează după? Foarte mulți se plâng că nu au locuri de muncă. Foarte mulți nu știu să aleagă, așa cum spuneați, se tem că nu vor ajunge la jobul potrivit sau că nu sunt făcuți pentru lucrul acesta, că nu vor lua castingul, că nu vor lua proba, dar există și o altă variantă, antreprenoriatul. Aș vrea să vorbesc despre această variantă cu dumneavoastră, din nou cu domnul Bercu. Ce părere aveți despre antreprenoriat? Poate fi o variantă la, în afară de angajare? Eu întotdeauna o să susțin antreprenoriatul, cu siguranță. Este o alternativă foarte bună. E de încurajat întotdeauna. Ca și în cazul începerii unei vieți profesionale, este obligatoriu ca înainte de a merge pe astfel de alternativă să existe o consiliere în acest sens. Pentru că știm foarte bine, nu oricine poate să fie antreprenor. Se spune că oricine poate să fie angajat, nu toată lumea poate să fie angajator. Respectivele idei și know-how pe care le poți obține într-o consiliere în acest sens sunt de foarte mare ajutor. Unu, ca să-ți dai seama dacă este potrivit pentru tine și doi, dacă și cum pot să mergi mai departe. E important să ne răspundem la aceste întrebări, pentru că putem să eșuăm, nu? Putem foarte ușor să eșuăm. Acum, eșecul în sine nu este neapărat un lucru rău. Putem să eșuăm puțin sau mai mult. Depinde, bineînțeles, ne gândim și la latura financiară. Putem să eșuăm cu bani mulți sau putem să eșuăm cu bani puțini. Oricum, experiența este de luat în seamă și trebuie valorificată ulterior. Iată, Dominic, ne vorbea mai devreme despre asociația în care activează. Este un alt tip de antreprenoriat acesta? Fiind președintele asociației, putem vorbi despre asta, domnule Bercu? Este un tip de antreprenoriat. Antreprenoriatul are o definiție foarte largă. Trebuie să te implici în a dezvolta niște lucruri care pot să ajute și alți oameni. Pot să ajute, nu în mod necesar. Acum, ce face Dominic, cu siguranță ajută și este un fapt foarte lăudabil. Este un antreprenoriat, este o altă formă, poate că nu se câștigă bani așa cum poate majoritatea se așteaptă ca demarând o carieră, să spunem, în direcția aceasta, să câștigi imediat bani. Deja lucrurile se cunosc acum și nu se mai așteaptă prea mult imediat și lumea se sperie de ceea ce înseamnă primii pași, dar o organizație non-profit, o organizație de ajutor, o participare ca voluntar este până la urmă un fel de acțiune de voluntariat. Putem să mergem până la această extremă, fiindcă investești acolo ceva și roadele le folosești mai târziu. Vreau să vorbesc cu unul dintre studenți care deja are o idee de afacere. Este vorba despre Florin Pavel, care este astăzi alături de noi. Bună ziua, bine ai venit! Bună ziua! Înțeleg că ai spirit de antreprenor. Ți-ai răspuns la întrebările despre care vorbea domnul Bercu? Cred că spiritul se dezvoltă. Ce cred că am eu, am curajul să fac ceva mai mult decât ar face alții. Cred că asta înseamnă ar fi antreprenor. Eu n-am văzut ca pe o alternativă, ci am văzut ca pe ceva mai mult decât a fi simplu angajat. Și anume, poți să ne dai mai multe detalii despre ce urmează să faci? Invitații dumneavoastră au discutat despre informație și despre experiență. Eu am o singură imagine pentru chestia asta. Văd informația ca niște puncte, iar experiența, liniuțele dintre acele puncte. Degeaba ai puncte dacă n-ai experiență, degeaba ai liniuțe dacă nu-ți leagă nimic, nicio informație. Și atunci am făcut acest pas, acum ceva vreme, și am acumulat acele liniuțe, acea experiență de care am nevoie, pentru că acel curaj de a porni ceva îl aveam. Și de aceea am și luat locul 2 la un concursul organizat pe acel proiect. Și ideea mea de afaceri încă este
nu mai este idee, deja este plan și încet, încet se concretizează. Bun, presupun că nu vrei să-ți pun întrebări despre idee. Nu e nicio problemă. Atunci spune-ne care este domeniul în care vrei să activezi. Este în domeniul agriculturii. Agriculturii și a cercetării. La început, ca orice curajos, am zis, pornesc de la o idee foarte mică și îi dau drumul să văd cum merge. Urmând acest curs, acumulând experiență, mi-am dat seama că nu trebuie să mă opresc aici și ideea trebuie să fie măreață, să o creez și când o să fie ideea măreață, atunci o să pornesc. Vorbeam, spuneam că e în domeniul agriculturii, doresc să realizez o livadă, iar acea livadă să se facă și pentru producție, dar și pentru cercetare. Am luat deja legătura cu o companie internațională care face cercetare medicală și cercetare din agricultură spre cosmetice, spre partea medicală și sunt dispuși să mă ajute. Iată un domeniu nou și foarte interesant pentru noi toți. Continuă, te rog. Corect, corect. Este un domeniu nou, este ceva în care în România nu se prea face și cred că aici stă succesul unei idei de afaceri. În a face ceva ce nu mai este sau ceea ce este, dar tu să oferi ceva în plus, faci să de ceea ce este. Iar dacă reușești să-ți răspunzi la întrebarea asta, cu curajul pe care îl ai, poți să reușești să ai succes într-o idee de afaceri. Mulțumesc foarte mult! Îți urăm cu toții mult succes! Iată, un tânăr foarte încrezător, este un adevărat antreprenor, nu? Corect. Corect. Bun, se încadrează în ce spune mai devreme. Da, vreau să menționez că noi, de fapt, acum filmăm un centru de consultanță în afaceri pentru studenți. Este un centru cofinanțat prin acest proiect, promovarea antreprenoriatului în mediul universitar. Și iată că antreprenoriatul înseamnă curaj și creativitate și poți să fii antreprenor și la locul tău de muncă, dacă ai idei și inițiative pe care să le pui în practică. Extraordinar. Vreau să-mi vorbiți despre un proiect care se numește Vreau să fiu antreprenor. Exact așa. Proiectul inițial care a fost implementat în universitate s-a numit Promovarea antreprenoriatului în mediul universitar. Acum, pentru ceea ce înseamnă sustenabilitatea acestui proiect, continuăm cu proiectul Vreau să fiu antreprenor, oferind consultanță tuturor studenților care doresc să-și dezvolte o afacere în cadrul acestui centru de consultanță în afaceri pentru studenți, consultanță care este oferită de cadrele didactice de la Facultatea de Științe Economice. Structurarea unui program de consultanță, pe niște ore de consultanță în funcție de doleanță studenților. Un alt mediu din care studenții pot să își ia informații, să se orienteze pentru carieră, este târgul de cariere. Târguri de cariere se fac peste tot și în orice moment al anului, nu trebuie să existe un motiv anume. Și știu că aveți deja în derulare, în fiecare an, un proiect al universității de acest gen. Spuneți-mi mai multe detalii despre el. Da, un alt obiectiv, de fapt, al acestui birou de consiliere vocațională îl reprezintă și organizarea acestor târguri de joburi. Noi l-am numit Student Docs Jobs, Docs de la vechea titulatură a biroului, Departamentul de Orientare în Cariera Studenților. Rămâne cunoscut acest târg sub numele de Student Docs Jobs. Anul acesta îl organizăm undeva în luna noiembrie 2014. Anul trecut l-am organizat în aprilie. Studenții se îndreaptă spre aceste târguri de joburi. Acum, important este ca angajatorul să aibă deschiderea necesară și să vină exact cum dorește studentul cu joburi, cât mai multe și cât mai pe placul studenților. Săptămâna trecută a avut loc un astfel de târg de cariere, așa că vă invit pe toți să urmăriți imaginile, ce s-a întâmplat acolo, dacă studenții au fost în număr mare și mai ales dacă au fost încântați de propuneri. Revenim imediat. Companiile, reprezentanții companiilor vin să discute cu participanții, cu cei doritori de a se angaja sau de a găsi oportunități de carieră, să discute despre ce se caută în momentul de față, fiecare companie sau instituție sau ONG, ce oferte de angajare au astăzi la noi.
este un moment propice atât de a cunoaște compania în sine, cât și de a vorbi cu reprezentanții companiei, care sunt de altfel tocmai persoanele de la resurse umane, persoane cu care mai târziu ai putea avea o întâlnire față în față, un interviu. Deci este oarecum primul pas de a te cunoaște cu companiile, iar mai apoi să îți găsești oportunitate de angajare. Îmi interesează un post entry level în calculatoare. Mi-am descoperit pasiunea asta pentru calculatoare mai nou, vreau să urmez niște studii și caut să vedem dacă există așa ceva pentru mine, un entry level. Voluntariatul poate fi un exercițiu de bază în formarea următorului specialist, în toate domeniile, desigur. Și vreau să vorbesc cu Dominic Tudor, prezent aici astăzi, despre proiectele de voluntariat pe care le-ai desfășurat și, desigur, care urmează să se desfășoare în cadrul asociației pe care o reprezinți. În cadrul asociației avem, pe lângă proiectele locale, care sunt de mică anvergură, sunt proiectele naționale în care suntem implicați cu exchange între studenți, congres, avem un congres care se va desfășura în vară, de specialitate, făcut de studenți, în special pentru studenți. Vor fi invitați internaționali. Cei care organizează acest congres sunt doar studenți de la toate centrele din țară și acolo experiența este pe măsură, pentru că să organizezi un congres național, totuși, este ceva destul de interesant și important. Înțeleg că își spun experiențele, da? Și în felul acesta învață unii de la alții? Da, și acolo plus că mai avem invitații, tot așa, din domeniul nostru, din domeniul psihologiei, care vin și ne prezintă diferite direcții noi, tehnici, metode, abordări. Cu alte cuvinte, ceea ce numim speaker motivațional. Da, și așa, și în principiu trebuie să ne ajute la dezvoltarea personală și profesională. Pe asta mergem, pe dezvoltarea profesională și personală. Și în cadrul universității, la fel, am mai fost implicat într-un proiect, Sibiu Educational Festival, care a avut loc în noiembrie anul trecut, în care studenți de la diferite specializări am format o echipă și am ajutat la organizarea evenimentului. De asemenea, o experiență importantă care sigur ne va ajuta în viitor. Ne ocupăm prin voluntariat de tot felul de proiecte care îi ajută pe studenți. Doamna Grama, pentru încheiere, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte, câteva sfaturi pentru studenții care, ori dacă sunt studenți, știu exact ce vor, sau pentru cei care nu și-au găsit neapărat vocația. Și să știți că nu totdeauna studenții știu exact ce vor, așa că fiecare student este așteptat la biroul nostru pentru o evaluare a ceea ce înseamnă interesele, aptitudinile, valorile pe care le are. Fiecare student este așteptat pentru a fi angrenat în proiecte de voluntariat, pentru a fi recomandat pentru internship-uri, pentru a accesa ceea ce înseamnă târgurile de joburi sau toate proiectele pe care noi le derulăm. Aștept să vină studenții spre noi și să mergem cât mai puțin noi spre ei. Cred că, de fapt, acesta este obiectivul și în acest fel reușim să dezvoltăm pentru student atât competențele transversale, cât și competențele de formare educațională și viitorul absolvent, care la un moment dat, probabil că se va înscrie în asociația alumnii, pe care tot noi o patronăm, să se întoarcă cu drag la noi și să devină un speaker motivator pe viitor pentru ceilalți studenți. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste cuvinte și sfaturi invitațiilor mei. Vă aduc aminte, doamna conferențiar universitar dr. Blanca Grama, director al Biroului de Orientare în Carieră a Studenților, consiliere psihologică și alumni. Domnul Cătălin Bercu, psiholog, trainer, specialist resurse umane al companiei Compa. Dominic Tudor, student în anul 2 la Facultatea de Psihologie, implicat în acțiuni de voluntariat, dar și președinte al Asociației Studenților în Psihologie Sibiu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Eu sunt Alexandra Blejan și ne revedem vinerea viitoare de la ora 16 la Student Focus.